dimineața și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Dana Popescu sunt eu și alături de colegul meu Florin Sima. Iată, vă invităm să fiți în continuare numai ochi și urechi, pentru că începe o nouă ediție de Lifestyle la Antena 3 Pitești. De data aceasta o temă interesantă, o temă importantă, o temă din domeniul medical. Și ne aflăm în fața Spitalului Muntenia din Pitești. Iată, o unitate medicală în care performează, conform informațiilor de pe site-ul spitalului, aproximativ 70 de medici, acoperind o gamă variată de specialități medicale și având la bază trei valori fundamentale: siguranță, certitudine, încredere. Astăzi, iată, ne îndreptăm atenția către specialitatea ORL, aflăm cu ce se ocupă concret și mai ales care sunt serviciile medicale oferite în cadrul spitalului pentru această specialitate. Și mergem chiar acum să-l cunoaștem pe doctorul Bogdan Petrescu, medic specialist ORL. Ne-am așezat confortabil în biroul domnului doctor. Bună dimineața, domnule doctor! Vă mulțumim foarte mult pentru disponibilitatea de a transmite, iată, și pe această cale informații prețioase oamenilor. Bună dimineața! Bine v-am găsit! Ei bine, iată, pentru început v-aș ruga să ne conturați în câteva cuvinte un scurt portret profesional în ceea ce vă privește. E, cum să zicem? Îmi numesc doctorul Bogdan Petrescu, sunt medic specialist în specialitatea asemenea numită ORL, care se ocupă, bref, nas, gât și urechi, cum spune și numele. Am studii, am efectuat 4 ani de rezidențiat la Institutul OCT de ORL din București, la care am adăugat 6 luni de studii în Franța, la Spitalul din Nîmes. Și am început activitatea direct la Muntenia Hospital, unde activez deja de 4 ani de zile, cu realizări deja numeroase în timpul acesta. Ce anume v-a determinat să mergeți către această specialitate? A fost o pasiune încă din copilărie, să zicem așa, sau o moștenire genetică? Grea întrebare. Și cred că a fost un pic din toate. Adică am fost natural înclinat către medicină. În cursul medicinei am descoperit că am o anumită atracție pentru specialitățile chirurgicale și ORL a fost un fel de echilibru între varietate de boli, realizări, senzația că și reușim să tratăm bolnavul și satisfacția la final că am rezolvat problema. Da. Dacă ar fi să intrăm puțin și mai mult în amănunt, ce înseamnă până la urmă ORL? Ce se ocupă în mod clar și concret această specialitate? Clar și concret, cum spune și numele, ORL, otorinolaringologie, ne ocupăm cu urechi, nas și gât. Și ce intră între, adică faringe. Da. Deci, în general, tot ce înseamnă tulburări de auz, de respirație, de voce și de înghițire. Da. Este o specialitate, să zicem, destul de importantă, destul de comună, destul de populară. Sunt o mulțime de afecțiuni, iată, care merg pe această linie a ORL-ului. Sunt o mulțime de afecțiuni, foarte des colaborăm și cu alți specialiști care au nevoie de avizul nostru. Suntem o patologie de graniță, colaborăm cu neurologia, cu gastroenterologia, cu pneumologia. Noi suntem la intersecția tuturor căilor, fie că vorbim de respirație sau de înghițit sau de auz. Foarte variată patologia și foarte des e nevoie de noi. În general, pacienți sunt. Să fie. Ce ne-am face fără aceste simțuri, nu-i așa? Sunt simțurile importante cu care noi funcționăm până la urmă. Sunt simțurile esențiale ale corpului. Auzul, mirosul, gustul, toate trec pe la noi. Da. Dacă ar fi să vorbim în continuare despre serviciile medicale de specialitate ORL în cadrul Spitalului Muntenia, care ar fi acestea așa la liniuță? În specialitate, o consultație obișnuită începe cu examinarea pacientului, discuția. Ne vom uita în nas, în gât și urechi. De obicei, consultul clasic cu instrumentarul și cu lampa. În cazuri selecte în care patologia e un pic mai grea sau pacientul are o boală foarte veche sau anumite amănunte care cer investigații, vom efectua o fibroscopie. Este cea mai frecventă și cea mai ușoară examinare posibilă. Se intră cu o cameră video, o mică fibră flexibilă pe nasul pacientului, se avansează până în faringe și în laringe. Și putem vizualiza aproape întreg ORL-ul într-o singură consultație care durează un minut. Da. Dacă ar fi să vorbim despre intervențiile pe care le realizați în cadrul spitalului, care sunt acestea, așa, să le luăm la liniuță și să le dezbatem pe fiecare în parte? Aici, efectiv, în general, intervențiile elective sunt cele mai ușurele, dar și cele mai frecvente din domeniul nostru. Cam tot ce înseamnă obstrucții nazale, deci vorbim de la deviații de sept, la rinite cronice,
polipoze nazale, sinuzite, depinde de pacient. Sunt cauze foarte multe de obstrucție nazală, la fel de multe cauze și, de exemplu, și de tulburarea vocii, unde sunt patologii foarte numeroase ale laringelui, care, din nou, toate pot fi operate, biopsiate la noi și tratate cu o intervenție foarte simplă, minim-invazivă. Da. Cu siguranță o să ne oprim și asupra unora dintre aceste afecțiuni, însă, înainte de acest lucru, v-aș întreba dacă consultațiile de specialitate, iată, se acordă și se realizează și în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Argeș. Am întâlnit hospital, eu personal cel puțin, că aici depinde de medic, eu lucrez în general cu Casa de Asigurări, putem primi un pacient, e suficient să vină cu un bilet de trimitere care să fie valabil și va beneficia de întreg setul de consultații care sunt demontate da. Cu casa. Incluzând și fibroscopie, și biopsie, și tot ce e nevoie. Ați amintit mai devreme despre deviațiile de sept. Ce sunt acestea, domnule doctor? Cum le putem defini și apoi să intrăm ușor, ușor și mai mult în amănunt? Vorbim despre cauze, despre simptome și tratament. Ce sunt deviațiile de sept odată și ce este septul până la urmă? Septul nazal pur și simplu reprezintă peretele despărțitor dintre cele două fose nazale. Fiecare om are câte două nări. Ele sunt despărțite de un perete format din cartilaj, os și mucoasă. Și aceasta se numește septul, da? Aceasta se numește septul nazal. Și când vorbim de deviație de sept, septul, în loc să fie frumos pe linia mediană între cele două, aproximativ drept, fiindcă aproape nicio persoană în viață nu are septul perfect drept, unele persoane au o deviație mult exagerată, care ocupă exagerat de mult una din nări, și atunci aerul nu poate circula pe partea respectivă și va fi forțat pe căi nenaturale pe care pacientul le percepe ca fiind obstrucție. Da. Vorbim despre deviații de sept naturale, adică ne naștem cu ele sau se pot dobândi și pe parcursul vieții în urma unor, eu știu, accidente? E o întrebare bună. În principiu se cam întâmplă ambele. Repet, aproape nimeni nu se naște cu un perfect drept. Da. Dar mai am și pacienți care, într-adevăr, știu că au suferit un accident, au fost loviți la nas, au căzut în nas și atunci deviația de sept de obicei este una mult mai severă, fiindcă implică efectiv fractura cartilajului și atunci va fi mai complexă. Da. Așadar, dacă ar fi să vorbim despre cauzele principale, care sunt cauzele principale ale deviațiilor de sept și dacă sunt mai multe tipuri de deviații de sept? Deviațiile de sept, în general, le clasificăm pur și simplu ca fiind deviații de sept. Prea puțin contează, în general, cauza lor. Se tratează identic. Repet, doar atunci când pacientul știe că a suferit un traumatism, vom ține cont de asta, pentru că deviația se va fi mai complexă, va necesita un pic mai multă atenție în cadrul intervenției. Da. Să vă rog, este intervenția chirurgicală, este de fiecare dată nevoie de ea? Aici, în general, depinde de pacient. Depinde cum se plânge. Dacă acesta acuză obstrucție nazală, ocazională, la anumite eforturi, în general nu îl deranjează și deviația este, noi o vedem ca fiind minoră, în general se observă, se urmărește în timp și vedem când încep să pună probleme. Dacă deviația e mare, pacientul nu respiră deloc pe nară sau, în cazuri mai severe, poate avea dureri de cap, dar deviația este foarte mare, în general propunem intervenția chirurgicală cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru ca pacientul să-și recapte respirația naturală. Da. Așadar, depinde foarte mult de complexitatea, nu-i așa, acestei deviații de sept. De complexitate și depinde foarte mult de ceea ce acuză pacientul. Da? De simptome. Care sunt cele mai frecvente simptome și care ar trebui să ne dea de gândit că trebuie totuși să facem o intervenție chirurgicală? Principalul lucru în deviația de sept este pur și simplu obstrucția nazală. Fie că e pe o nară, fie că e pe amândouă, pacientul percepe că nu poate respira, fie în timpul somnului, fie pe timpul zilei, și atunci va veni automat la orele să vedem ce se întâmplă. Da. Sunt intervenții chirurgicale pe această temă frecvente la Spitalul Muntenia, domnule doctor? Sunt destul de frecvente. Da? Cred că aș putea spune că sunt cele mai frecvente intervenții din domeniul nostru și la Muntenia, dar și în alte spitale în general. Sunt și printre cele mai simple. Intervenția se face modern acum, în toate cazurile, cu anestezie generală. Pacientul nu simte nimic. Se face o incizie undeva în interiorul nasului pentru a se diseca structurile, se scot porțiunile strâmbe, se închide la loc de incizia și pacientul se va trezi. A doua zi se scot tampoanele și automat va începe să respire mult mai mult bine. Mult mai bine, da, așa este. Spuneți-mi, vă rog, dacă să înțelegem că este o intervenție relativ ușoară. Relativ ușoară, da. Cu toate acestea, pacientul are nevoie să fie pregătit într-un fel anume de această intervenție? Ce trebuie să facă cu o zi înainte, de exemplu? În principiu, nu. În orele, în general, noi nu avem pregătire deosebită. Sigur, e pregătirea preanestezică, pacientul nu mănâncă, nu bea da. În ziua operatorie. Dar strict, din punct de vedere orele, nu avem nevoie de nicio pregătire. Rare ori se mai dau un tratament strict nazal pentru a ameliora un pic respirația pacientului în caz că este însoțit și de rinta cronică, ceea ce adesea se întâmplă în deviația de sept. Și putem să intrăm cu ocazia asta și în ce înseamnă rinta cronică, că e a doua cea mai frecventă patologie în orele, adică inflamația mucoasei nasului în întregime și mai ales a curentelor nazale, cele de jos,
care au un rol fiziologic de filtrare și de încălzire a aerului și sunt structuri foarte bogat vascularizate. Da. Într-adevăr, imediat o să vorbim și despre rinita cronică, însă aș vrea să vă întreb în continuare, apropo de deviațiile de sept, dacă după intervenția chirurgicală avem un tratament anume sau, eu știu, sunt anumite spray-uri nazale care ar trebui să le folosim și cu ce rol au acestea? Acum, noi la Muntenia Hospital adoptăm varianta minim-invazivă. Noi preferăm să ținem pacientul internat o noapte, după care poate pleca acasă și atunci singur se îngrijește acasă. E foarte important ca pacientul să-și facă lavajul nazal, pentru că după operație întotdeauna se vor strânge cheaguri de sânge, secreții, e normal, mucoasă inflamată. Și atunci pacientul trebuie să-și curețe automat nasul acasă. Va avea opțional, în funcție de caz, un tratament antibiotic, un tratament antiinflamator pentru durere și cam atât. Convalescența post-operație de viață e septic foarte ușoară. Da. Este nevoie să vină la un alt control după anumită perioadă de timp? Minim un control. Da. Recomand eu personal și în unele cazuri în care operația a fost mai grea, vom avea și un al doilea control. Bun. Ce înseamnă o intervenție dificilă, domnule doctor, pe deviații de sept? Deviațiile de sept, acum noi le putem clasifica în funcție de localizarea lor, fiindcă pot fi mai joase, mai înalte, mai în față, mai în spate. Unele pot obstrua complet fosa nazală. Și în unele situații vin la pachet inclusiv cu ceea ce numim noi dismorfie nazală, adică piramida nazală în sine este strâmbă și atunci pacientul va dori să facă simultan o septorinoplastie, să-și corecteze și forma nasului și deviația de sept. Faceți acest lucru în cadrul spitalului? Și facem și rinoplastie în Muntenia Hospital, da. Da. Bun, și mergem mai departe, ați amintit mai devreme despre rinita cronică. Uh-huh. Ce este această afecțiune în prima fază, da? Cum o putem defini și care sunt factorii de risc? Reprezintă, pur și simplu, inflamația cronică și când zicem cronică înseamnă minim 3 luni a mucoasei nazale. În general se manifestă prin obstrucție nazală, secreții nazale, fie curge nasul, fie pacientul va sesiza niște secreții care vin pe faringe, în gât, în spate. Uneori sunt soțite de prurit, deci mâncării nazale și strănut. Asta este rinita cronică. Cauzele sunt nenumărate, mai ales în ziua de azi. Pot fi toxice, pot fi anumite substanțe iritante. Adesea se descrie și rinita alergică, dacă pacientul, de exemplu, este alergic la praf, la polen, la cărieni, mucegaiuri. E o subclasificare întreagă, numai rinita alergică. Hormonale, de vârstă, postmenopauză, rinita adolescentului, rinita de sarcină. Și foarte, foarte, foarte multe persoane pot avea rinită. Cu alte cuvinte, putem spune că această rinită cronică iată, se poate dobândi destul de ușor, nu-i așa? Da. Iar efectele sunt nenumărate, iar alergiile, cum bine ați specificat, poate reprezenta o cauză importantă. Da, alergia e o cauză frecventă, se tratează într-un mod anume, rinita alergică. Cum se diagnostică această afecțiune? Cum se face diagnosticul? Cum știm că avem rinită cronică? Cel mai simplu lucru, pacientul vine la consultație, se va plânge de respectivele simptome și noi vom face examinarea obișnuită nazală, ne uităm cu o lampă în nasul pacientului, se va vedea foarte clar îngroșarea mucoasei nazale, aceasta va fi roșie, turgescentă, va fi plină cu sânge mucoasa respectivă și vom vedea că pacientul este obstruat, adică nu mai există spațiu pe lângă care să treacă și aerul când pacientul respiră. Da. În urma acestui diagnostic se poate spune și de unde anume a pornit rinita cronică, ce anume a dus la... Pacientul descrie istoricul său, dacă lucrează într-un anumit loc sau ce anume declanșează, anumite acțiuni, anumite momente ale zilei când are rinita și ne orientăm în funcție de aceasta să punem diagnosticul. Înțeles că mai puțin contează cauza rinitei, fiindcă majoritatea se tratează absolut identic. Da. Spuneți-vă, rog, sunt, eu știu, anumite persoane mai predispuse la dezvoltare rinită cronică sau pur și simplu se poate declanșa dintr-o dată așa, fără să ne dăm seama că se poate instala la oricine dintre noi? Aici este o întrebare bună, dar mi-e teamă că nu avem un răspuns foarte clar în acest moment. Repet, rinita are 1000 de cauze. E din ce în ce mai prevalentă, fiindcă pare a fi legată printre altele de poluare și a început, mai ales la tineri, să fie rinita alergică mai comună de la vârste în ce în ce mai mici. Bun, da. Dacă ar fi să vorbim, nu știu, să împărțim între femei și bărbați și aici, probabil că nu se poate face o diferenție dacă bărbații sau femeile sunt mai predispuși la dezvolta rinita cronică. Prevalența este aproximativ egală, dar motivele diferă. Da. În general, femeile au rinită și din cauze hormonale, repet, există rinita descrisă în sarcină. Și, din păcate, și rinita postmenopauză, care apare pe o anumită vârstă. Da. Cum se tratează, domnule doctor? Odată ce s-a identificat afecțiunea, care ar fi modalitățile de tratament? Ghidurile moderne, acum spun că în prima fază, se tentează tratamentul medicamentos al rinitei. Vom încerca 3 luni cu un corticosteroid topic, adică un spray nazal special, care conține anumite substanțe, fluticasonă, mometasonă, care se administrează pe mucoasa nazală, 2 pufuri pe zi, timp de 3 luni minim. În general, cred că experiența proprie spune că 80% din rinite răspund la tratament și nu au nevoie să intre în alt tratament chirurgical.
Sigur, dacă nu vor reacționa la tratamentul respectiv, se poate propune și o intervenție. Sunt foarte multe modalități minim-invazive de a face intervenția. Practic vom micșora cornetele respective pentru a crea spațiu necesar ca pacientul să respire. Da. Cu siguranță, de preferință, este să tratăm noi așa înainte să ajungem la intervenții. Și de multe ori spuneți că tratamentele dau rezultate, însă sunt și cazuri când se ajunge și la intervenție, nu-i așa? Așa. Când este momentul acela? După ce încercăm tratamentul o dată de două ori și vedem că, eu știu, a revenit sau nu a dat rezultatul scontat, atunci mergem mai departe pe faza de chirurgie. Mm-hmm. Foarte da. Corect. În general, asta este gândirea modernă, așa da. Spun ghidurile mai nou lansate și eu merg pe acestea. Da, bun. Ce presupune intervenția chirurgicală și cât de des o practicați aici la Spitalul Muntenia? Acum, la Spitalul Muntenia, eu personal ca și alți medici, practicam o intervenție foarte simplă numită turbinoreducție. Prin radiofrecvență, se face o anestezie locală, pacientul pur și simplu vine, se așează pe scaun, realizăm un mic o anestezie locală și cu un electrocauter special cu radiofrecvență care se introduce în mucoasă, se aplică câteva puncte care vor cauteriza mucoasa. Și mai apoi cicatrizarea naturală va face restul, va mișura cornetele. Da. Practic pacientul după jumătate de oră a plecat acasă. Da, se face sub anestezie totală, la fel ca și... Anestezie locală, locală în acest caz. Da, nu e cazul de anestezie totală. Bun, foarte bine. Așadar, iată, vorbim despre rinita cronică și faptul că sunt modalități să fie tratată până la urmă înainte de a ajunge la faza de intervenție. Și ar fi foarte interesant să ne spuneți în continuare dacă după efectuarea intervenției chirurgicale, ce trebuie să facă pacientul, da? Dacă este un tratament anume pe care trebuie să-l urmărească și la cât timp vine din nou la control. Îngrijirea postoperatorie este similară cu cea post-septoplastie. Din nou, vom avea nevoie de un control în prima săptămână. Pacientul va efectua lavaje nazale, va continua tratamentul cu corticosteroid topic pentru a menține efectul respectiv. Și, în general, convalescența este foarte simplă. Spray nazal, lavaj și cam atât. Da. Bun, aș vrea să mă întorc în continuare la rinitele cauzate de alergii și mi-a atras atenția ideea pe care ați lansat-o dumneavoastră și anume că sunt tot mai mulți tineri care suferă de această afecțiune. Este o noutate în medicina modernă, să zicem, sau în medicina globalizării, să zicem așa? Noutatea este cam cât de des apare, prevalența este din ce în ce mai mare în populația generală, nu vorbim doar de copii. Da. Toți adulții, toți copiii au început să facă vârste în ce în ce mai fragile. Nu cunoaștem exact motivele. Da. Sunt diverse teorii care explică de ce populația a devenit din ce în ce mai alergică. Sigur, și alergenii au început să prevaleze în România. La noi de câțiva ani se observă acea renumită alergie la ambrozie, pe care o vedem la știri. Ce să vă spun? E, din păcate, foarte frecventă. Din nou, lumea modernă pare să favorizeze alergiile. Da. Nu știu, avem foarte clară explicație. Credeți că ar avea o legătură cu sistemul imunitar? Eu știu, și aceste dezvoltări ale alergiilor atât de frecvente, de la vârste destul de fragile? Din studiile pe care le-am citit eu personal, ar fi o legătură cu sistemul imunitar și, în mod paradoxal, cu gradul de curățenie. Aparent, cu cât curățăm mai intens suprafețele, cu atât avem riscul mai mare de a efectua alergii, mai ales copii fiind. Da, iată, foarte interesant. Mergem mai departe, domnule doctor, și v-aș ruga să ne arătați ceva practic în continuare. Știu că avem un material, aveți un material pregătit sau... Da. Stai pentru nas. Haideți să vedem ce avem acolo. Ce am avut aici, cu să înțeleagă și populația generală. Să le lăsați pe masă. Avem aici un computer tomograf, ceea ce realizăm uzual la pacienții la care urmează să facem o intervenție chirurgicală. Da, și pe imagine respectivă, în cazul de față, noi aici avem un pacient care suferă simultan și de deviație de sept și de rinită cronică. Și de o sinuzită cronică maxilară de partea stângă. Mecanismul de bază este obstrucția creată de deviață de sept, urmată de inflamația mucoasei, care iată că a blocat sinusul de partea respectivă, iar în blocajul rezultat s-au acumulat secreții care mai apoi s-au suprainfectat. Bun. Și în ce stadiu este acum pacientul? Ce urmează să îi se administreze? Pacientul respectiv va trebui în acest caz să treacă printr-o intervenție chirurgicală. Da. În situația de față deja s-a tentat tratamentul medicamentos care a eșuat. Nu a răspuns la tratamentul dezobstruant și antibiotic. Și atunci intervenția, care din nou la noi se poate face minim-invaziv, pe cale endoscopică, se intervine pe fosele nazale, se intră în sinusurile respective, se curăță de obstrucții și se deschide larg astfel încât secrețiile se dreneze în mod natural. Da. Iată, vă mulțumim foarte mult. Am vorbit despre rinită cronică, despre deviațiile de sept. Mergem mai departe și aș vrea să aduc în atenție disfoniile. Ce înseamnă această afecțiune? Da? Cum s-ar traduce așa pe înțelesul tuturor? Disfonia înseamnă, bref, pe românește, pur și simplu răgușeala, deci tulburările vocii, care apar
În cazul de față, în ORL, noi considerăm disfonie o afecțiune care apare mai mult de câteva săptămâni. În general, la rinitele cronice se definesc ca fiind mai vechi de 3 săptămâni. Tulburările de voce sunt foarte răspândite în ORL, au o cauză foarte variată, de la boli banale precum o laringită cronică, virală, cum sunt virozele respiratorii care ne-au năpădit în sezonul rece, până la boli mai serioase, cum ar fi un nodul vocal, un polip, o papilomatoză, tumori benigne și chiar și tumori maligne, din păcate, care în România au tendința de a se prezenta foarte, foarte târziu la medic. De ce? Pentru că nu apar simptomele, nu sunt simptome sau pur și simplu oamenii ignoră simptomele și îi întârzie să vină la un control de rutină? Personal, timp să cred că oamenii ignoră simptomele. Unul din avantajele domeniului meu, deci ORL-ul, e că simptomele apar foarte, foarte devreme și sunt foarte ușor de studiat. Deci un om, dacă va prezenta o tumoră, fie de nas, de laringe, de ureche, ea va fi vizibilă la prima examinare când pacientul se prezintă. Din păcate, pacienții ignoră simptomele, se prezintă când devin insuportabile, când apare durerea în general. Iar când apare durerea, în general, o tumoră malignă va fi mult extinsă și, din păcate, opțiunile terapeutice devin mai limitate. Dar care ar fi simptomele, concret, așa, la liniuță, ca și cei care ne urmăresc să știe și să reușească să facă... La modul general, într-un bolile laringelui, fiindcă nu vreau să insist doar pe tumori, întotdeauna vor începe cu un grad de disfonie. Da? O voce răgușită sau o voce bitonală. Pacientul se poate trezi răgușit, dar răgușeala trece pe parcursul zilei sau invers, răgușeala apare pe măsură ce pacientul vorbește. De unde depinde foarte mult de cauză și de patologia respectivă. Profesioniștii vocali mai adesea se prezintă la noi din cauza tendințelor de a-și forța vocea. Aceștia sunt deosebit de predispuși la contracta nodul vocal sau un polip laringean, care în momentul în care ajung la ORL adesea necesită intervenție chirurgicală. Da, dacă am înțeles bine, vă referiți la cântăreți, nu așa, la cei la care... Cântăreți, iată, da, nu numai, chiar și profesori sau prezentatori TV. Da. În general, orice persoană care vorbește... Care utilizează corzile vocale într-un mod constant. Exact. Și, da. Orice persoană care lucrează cu vocea, practic. Cum putem să avem grijă de vocea noastră dacă lucrăm, iată, într-un mediu în care trebuie să cântăm sau să vorbim foarte mult? Acum că fac nouă aluzie la această iarnă care a fost deosebită din punct de vedere al numărului de prezentări, a fost un sezon viral mult peste media ultimilor ani. În general, dacă om prezintă simptome de laringită cronică, deci durere faringeană, tulburări de înghițire, tulburări ale vocii, în general se recomandă repausul vocal, tratament antiinflamator și anumite substanțe și spray-uri care vor hidrata, umecta mucoasa inflamată, astfel încât aceasta să se recupereze. Da. Care este legătura cu amigdalitele? Sau cum? Amigdalitele sunt boala, cum se numește boala până la urmă? Boala se numește amigdalită și organul se numește amigdale. Amigdale, bun. Așadar, care este rolul amigdalelor, iată, în această poveste a gâtului și a corților vocale, de ce nu? Acum, revin la amigdale. Amigdalele palatine, fiindcă sunt trei tipuri diferite de amigdale, amigdalele palatine sunt niște organe limfoide, cum sunt ganglioane limfatici din corp, care sunt situați la nivelul istmului orofaringean, deci pe calea înghițirii, care au rolul imunitar de a intercepta anumite virusuri sau antigeni în alimente, de a identifica și a alerta corpul de prezența unei eventuale infecții. Practic, ele au un rol mai ales în copilărie pentru a forma imunitatea pe termen lung. Da, exact aici vreau să ajungem, pentru că sunt convinsă că cu toții, copii fiind, ne-am lovit de această problemă cu amigdalele care erau foarte dureroase, uh-huh, și de multe ori ele sunt scoase, nu-i așa? Când este indicat sau este indicat să le scoatem amigdalele? Dacă da, de ce? Și cei care nu au decis să le scoată, dacă au făcut bine sau nu? Noi, în ORL, în general, este definit, avem niște criterii foarte clare pentru a scoate amigdalele. Nu orice amigdalită necesită amigdalectomie, deci nu vom opera orice infecție în gât, mai ales la copii, pentru că ei în continuare își formează imunitatea. Dar, dacă, de exemplu, copilul respectiv are infecție după infecție repetată, 3-4 ani, câțiva ani consecutiv, este o indicație pentru a scoate amigdalele respective. Dacă îmi zic infecție, mă refer automat la infecție bacteriană, la așa numită angină streptococică. Da, ce anume duce la această infecție? Știm că cei mici sunt predispuși, nu așa, să punem mânuțele în guriță, mânuțele care nu sunt de multe ori curate, să fie aceasta și o cauză? Aici, teoriile spun că ar fi anumite tulburări ale sistemului imunitar. Uneori reacționează prea slab, alteori reacționează prea puternic. Sigur, streptococul respectiv, fiindcă este de departe cel mai frecvent patogen în amigdalită,
el declanșează infecția, după care nu dispare niciodată complet, rămâne în amigdală cantonat, unde trăiește și în anumite situații poate redeclanșa infecția. Din nou, dacă se constată că copilul sau adultul, că și la adult se poate întâmpla, dacă avem infecții repetate, înseamnă că microbul respectiv e cantonat la nivelul amigdalei, nu răspunde la antibioterapie și atunci organul respectiv trebuie scos cu totul. Deci vom infecta o amigdalectomie. Este o operație dureroasă sau de lungă durată această intervenție? Operația în sine este simplă, se poate efectua rapid. Necesită o zi de internare întotdeauna din cauza anumitor riscuri de sângerare, dar adevărul să fie spus, este un pic dureroasă și convalescența e cam de 10-14 zile. Da, recuperarea așadar... Recuperarea nu e cel mai plăcut lucru. Da. Mergem mai departe și aș vrea să rămânem pe această zonă a gâtului și să vă întreb în continuare, domnule doctor, cum s-ar traduce roșu în gât? Această afecțiune populară, denumită popular roșu în gât, ce înseamnă? Roșu în gât sau guturaiul comun, așa, sau mai corect faringita acută, se referă practic la inflamația mucosei faringene și sau laringene sau nazale. În general nu există faringită și atât, vor fi afectate și zonele de vicinătate, deci nasul, gâtul, cavitatea bucală. În general sunt virale infecțiile respective, deci apar în sezonul rece, sunt o gamă foarte vastă de virusuri care cauzează acest roșu în gât, cum îi spuneam noi. Din păcate, depinde strict de sistemul imunitar al persoanei respective. Unii au tendința de a face mai des, alții mai rar. Important e noi să ne asigurăm că nu se suprainfectează, adică să apară și o infecție bacteriană peste, care atunci va necesita tratament mai serios cu antibioterapie. Da. Și ușor-ușor ajungem spre final, domnule doctor, v-aș ruga să ne enumerați, de ce nu ca și o concluzie, care sunt intervențiile chirurgicale pe care le realizați în cadrul Spitalului Muntenia, iată, pe specialitatea ORL. Sigur, am vorbit până acum despre septoplastii și turbinoreducții, deci pentru deviația de sept și rinita cronică. Cum am prezentat aici, la un pacient, de exemplu, cu sinuzită sau cu polipoză nazală, o altă boală frecventă, mai ales la adulți, se va efectua așa numită cură endoscopică rinosinusală, adică o intervenție endoscopică cu un instrumental special pe nas, cu camera video, prin care se poate intra în sinusul, se pot rezeca polipii, se pot rezeca și tumori, depinde mai exact ce anume prezintă pacientul respectiv. Da. Din momentul în care se realizează programarea, cât timp durează până la intervenție? În general durează câteva săptămâni, pacientul în timpul acela va efectua o serie de analize medicale, va efectua o consultație cu anestezistul care se va asigura că pacientul respectiv nu prezintă un risc preoperator sau un risc anestezic. Dacă se constată un risc, acesta va efectua consultații suplimentare la cardiologie, la pneumologie, ceea ce din nou le vom efectua în Muntenia Hospital. Și în ultimul rând, înainte de internare, întotdeauna, din păcate, va trebui să efectuăm și o recoltare de antigene pentru COVID-19, încă un risc. Da, așa este. Iar pe final, domnule doctor, v-aș ruga să adresați un mesaj telespectatorilor noștri, care ar fi cele mai comune simptome care ar trebui să le dea de gândit și să vină să consulte specialistul ORL. În general, aici aș ruga telespectatorii să nu ignore, în general, o tulburare de voce, o durere la înghițit, o obstrucție nazală, niciodată să nu lasă mai mult de câteva săptămâni, maxim o lună. Da. În general, acutul se termină la o lună, după care începe patologia cronică. Și cum în ORL există foarte multe patologii potențial maligne, e bine ca pacientul se prezinte cât mai devreme, că va primi un răspuns pe loc, ori să-l liniștim, ori dacă, din păcate, va fi nevoie, ne apucăm și de investigație suplimentară. Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră, vă urăm mult succes și să știți că noi vă dorim să nu aveți atât de multe intervenții, cazurile să fie cât mai puține, iar oamenii să conștientizeze, nu așa, și factorul preventiv. Da, așa este. Mulțumesc și eu. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. A fost invitatul nostru domnul dr. Bogdan Petrescu, medic specialist ORL din cadrul Spitalului Muntenia. Eu sunt Dana Popescu, vă las cu programele Antena 3 CNN, să auzim numai de bine. La revedere!